Mafia proxeneților pare să-și fi stabilit comandamentul în județul Argeș. La nicio lună de când clanul Vader a fost destructurat, polițiștii lucrează să distrugă o altă rețea care se ocupă cu traficul de carne vie. Mai ales că au informații potrivit cărora zeci de femei au fost racolate prin metoda Loverboy sau Casanova. Mai exact, proxeneții le făceau să se îndrăgostească de ei, apoi le promiteau că le vor lua în căsătorie, după care le obligau să se prostitueze. Polițiștii din Argeș au făcut astăzi 30 de percheziții la una dintre adrese. Bogăția se vedea încă de la poartă. În fața vilei era parcat un Ferrari. Mariana Zaharia, colega mea, are detalii. Am găsit peste 40 de tineri au căzut victime bărbaților ridicați astăzi demascați și acuzați de proxenetism. Toate provin din familii modeste și au vârste cuprinse între 18 și 40 de ani. Pentru ele, povestea era aceeași. Erau atrase cu cadouri scumpe și apoi bărbații le spuneau că vor să se căsătorească cu ele, dar pentru binele financiar al familiei trebuiau să se prostitueze. Și toate au acceptat peste 1 milion de euro, spun anchetatorii care au obținut bărbații din această activitate. Le-au trimis pe tinere la prostituție în țări ale Uniunii Europene. Iar dosarul a fost unul extrem de greu pentru polițiști, deoarece ele au refuzat să depună plângere împotriva celor pe care îi credeau iubiților. Astăzi, peste 40 de persoane au fost ridicate de polițiști și puse la audieri la Poliția Curtea de Argeș, printre ei atât acuzații cât și martori.